Frații și surorii, dragi ascultători, sunt mulțumitor lui Dumnezeu pentru că și în această zi de mare sărbătoare putem să avem părtășie unii cu alții în sistem virtual. Doresc chiar de la început să vă las același mesaj de veste bună, proclamând încă o dată faptul că Hristos a înviat. Nu e așa că ne dorim ca să ne vedem față către față, să fim împreună în casa Domnului, să ne unim în a lăuda pe Cel care merită toată slava, să ne închinăm înaintea Lui, să ne putem strânge mâinile și în același timp să putem avea părtășie unii cu alții stând față în față. Până atunci însă eu mă rog, dacă ușile casei Domnului încă mai sunt închise, Dumnezeu să ne deschidă inimile noastre prin puterea Duhului Sfânt și Dumnezeu să ne lege împreună în legătura dragostei și a puterii Duhului Sfânt. Pentru că în această zi ne aducem aminte de momentul întâlnirii cu Domnul Iisus a unuia dintre ucenicii săi, și anume experiența pe care Toma a trăit-o în momentul în care Domnul Iisus Hristos i s-a arătat, aș vrea să aduc în atenție ceea ce s-a întâmplat la această întâlnire, dând citire cuvântului lui Dumnezeu din Evanghelia după Ioan, capitolul 20, de la versetul 24 până la versetul 31. Toma zis geamăn, spune cuvântul lui Dumnezeu, unul din cei 12 nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici au zis, deci, am văzut pe Domnul, dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Până aici citirea din cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că eu știu și cred și sunt sigur de asta, cunoaștem și știm evenimentele care s-au petrecut într-o zi ca astăzi la întâlnirea Domnului Iisus Hristos cu ucenicul necredincios Toma, aș vrea să stăm în fața acestui cuvânt pe care tocmai l-am auzit citindu-se și să învățăm câteva lecții. Ce înseamnă pentru noi astăzi experiența trăită de Toma la întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos? Și ce avem de învățat din această experiență? Întâi de toate, întâlnirea Domnului Iisus Hristos cu Toma este un moment în care trebuie să fim conștientizați de faptul că starea lui a alunecat așa de repede de la credință spre îndoială și necredință. Și prima lecție pe care aș vrea să o învățăm este aceasta. Alunecarea celor care nu veghează este atât de promptă și îndepărtarea de Dumnezeu este așa de rapidă. Toma este un ucenic despre care Sfânta Scriptură vorbește foarte puțin, dar cu toate acestea el a umblat cu Domnul Iisus Hristos în timpul misiunii publice a Fiului lui Dumnezeu timp de 3 ani și jumătate. Doar în ultima parte a slujirii Domnului Iisus Hristos sunt făcute câteva referiri la Toma. Prima dată este menționată o mărturisire pe care Toma a făcut-o în momentul în care Domnul Iisus a anunțat că Lazar doarme, făcând de fapt referire la faptul că Lazar murise. Și Domnul Iisus a spus ucenicilor, mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii au rămas într-un fel surprinși de faptul că Domnul dorește să
să meargă în Iudeea, pentru că ei știau că acolo în Iudeea Domnul se va confrunta cu pericole, sunt cei care îl așteptau ca să-i facă rău. Numai că în momentul în care ceilalți ucenici erau surprinși de faptul că Domnul merge în Iudeea ca să-l trezească din somn pe Lazar, când Domnul le-a spus de fapt că Lazar a murit și se bucură că nu a fost de față pentru ca ucenicii să creadă, și când i-a invitat pe ucenici, haidem să mergem la el, Toma, zis Geamăn, a zis celorlalți, haideți să mergem și noi să murim împreună cu el. Ce hotărâre deosebită! Declarația și mărturisirea lui ei, Toma, nu exprimă o stare de fatalism. Cu alte cuvinte, arătând că nu mai este o altă soluție dacă a murit Lazar și noi să murim cu el. Ci declarația făcută de Toma exprimă măsura lui de credință. Când Domnul a spus, merg în Iudeea, și indiferent de ce ni se întâmplă sau se va întâmpla, mă duc să-l trezesc pe Lazar. Toma a spus să mergem și noi cu tine și să murim împreună cu tine. Credința este angajată în a-L urma pe Domnul Iisus și e gata să meargă după Domnul până la moarte. Apoi Toma mai este menționat într-o altă împrejurare a Sfintei Scripturi când Domnul i-a îmbărbătat pe ucenici înainte de momentul despărțirii, le-a spus să nu li se tulbure inima, le-a spus că mai este în casa tatălui său, sunt multe locașuri, apoi le-a spus că se va întoarce și îi va lua împreună cu el în locul pe care îl va pregăti. Și atunci Toma vorbește din nou și el spune, Doamne, nu știm unde te duci, cum putem să știm calea într-acolo? Și Domnul i-a răspuns, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Iată, Toma a fost unul care l-a urmat pe Domnul și a făcut-o timp de 3 ani și jumătate. A fost omul care a dovedit credință, fiind hotărât să moară împreună cu Domnul Iisus. Și apoi a fost cel căruia Domnul Iisus Hristos i-a descoperit calea spre împărăția lui Dumnezeu. Și cu toate acestea, Toma a ajuns într-o stare de îndoială, de necredință, de desnădejde. Și alunecarea aceasta s-a produs foarte rapid. Am putea spune în mai puțin de 2 săptămâni, Toma a trecut de la credință la îndoială. Cât de repede încolțește și se manifestă necredința și păcatul. De aceea, în această zi, am vrea să învățăm din experiența trăită de Toma să fim cu luarea minte la hotărârea pe care o avem pentru a-L urma pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că alunecarea spre păcat, spre necredință, spre desnădejde este așa de rapidă. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune și ne atenționează cine crede că stă în picioare să ia seama ca să nu cadă. Te afli departe poate de cei dragi, te afli departe de biserică și poate spui aici în locul unde sunt nu mă vede nimeni. Și în loc ca în această stare de izolare să fie un timp de părtășie cu Dumnezeu, un timp de apropiere de Dumnezeu, ai ajuns să fii descurajat, ai ajuns să fii într-o stare în care să ai multe întrebări și semnele necredinței și al izolării să se manifeste și în inima ta. Nu lăsa necredința să-și facă loc. Fii credincios până la moarte și vei primi coroana vieții. Apoi, o altă lecție pe care ar trebui să o învățăm este aceasta. Cât de mare este perspectiva dragostei lui Dumnezeu? Da, Toma a ajuns în această stare de îndoială, de necredință.
Dar Dumnezeu și-a arătat dragostea față de el și în aceste momente. Am putea spune că Domnul Iisus a arătat acelor care l-au căutat și printre cei ce l-au căutat se numără femeile care au mers dise dimineața la mormânt, Maria Magdalena. Domnul Iisus a arătat și celor care mergeau pe drumul Emausului. Domnul Iisus Hristos s-a descoperit lui Petru după înviere într-un mod privat. El a venit în mijlocul celor ce erau plini de teamă în camera de sus și le-a spus: pace vouă. Dar, frați și surori și dragi ascultători, Domnul Iisus Hristos se arată și acelora care pun condiții pentru a-L vedea. Și Domnul Iisus Hristos s-a arătat și lui Toma. Oare ce am fi spus noi dacă cineva ne-ar fi pus condiții pentru întâlnirea pe care ne-o dorim? Poate că mulți am fi spus să mai aștepte sau, dacă are condiții, să le păstreze pentru el. Dar uitați-vă cum, în dragostea lui, Domnul Iisus Hristos se arată și e gata să îi întâlnească și pe aceia care n-au fost prezenți. Toma n-a fost prezent la prima întâlnire și Domnul Iisus Hristos îl caută și arată dragostea lui prin faptul că îi se descoperă așa cum Toma a așteptat, după condițiile pe care Toma le-a pus. Dacă Fiul lui Dumnezeu și-a arătat dragostea față de Toma, aș vrea să vă spun, aceeași dragoste o are Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. În momentele de necredință, în momentele de rătăcire și de îndoială, Dumnezeu nu ne-a părăsit, ci Dumnezeu ne-a dat noi dovezi pentru ca să ajungem să credem, să ajungem să-L recunoaștem ca Domn și Mântuitor personal. Și dacă până această zi n-ai simțit dragostea lui Dumnezeu, uită-te la ceea ce face Dumnezeu pentru tine. Domnul Iisus e gata să-ți iasă și ție înainte și să-ți vorbească în mod personal. Poate nu-ți va arăta mâinile și coasta lui, dar îți va arăta că El e Cel ce are toată puterea în cer și pe pământ prin faptul că îți dă pâinea de fiecare zi, prin faptul că te-a păstrat în viață în mijlocul pandemiei și prin faptul că ți-a mai îngăduit un timp când să-L poți căuta. Dar dacă continuăm să ne uităm la experiențele trăite de Toma, putem observa cât de perfectă este cunoașterea Domnului Iisus. A venit în locul unde erau adunați ucenicii. Le-a adresat același salut, spunându-le pace vouă. Dar după acest moment s-a adresat direct lui Toma și a vorbit pe nume. Și nu numai atât, i-a spus ceea ce era în adâncul inimii lui și ceea ce de fapt el spusese față de ceilalți ucenici. Domnul Iisus Hristos știa ce este în inima lui Toma, îndoială, necredință, descurajare. Dar Domnul Iisus Hristos a cunoscut și vorbele pe care le-a spus, știa vorbele pe care Toma le-a spus și i s-a adresat folosind cuvintele pe care el le-a rostit. Toma a spus, până nu voi vedea semnul cuielor și nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Și Domnul Iisus Hristos îi repetă cuvintele. Lecția pe care trebuie să o învățăm alături de celelalte, că alunecarea este rapidă, că dragostea este mare, este și aceasta care ne arată că Domnul Iisus Hristos ne știe și ne cunoaște așa cum suntem. Poate te-ai ascuns de lume, poate te-ai ascuns de cei dragi, poate ai închis ușile inimii tale ca să nu știe nimeni ce este înăuntru. Dumnezeu îți cunoaște însă starea inimii și Dumnezeu îți cunoaște vorbele pe care le-ai spus.
Când i-a întâlnit pe cei doi ucenici pe drumul Emausului, Domnul Iisus Hristos i-a întrebat ce vorbe sunt acestea între voi pe drum. Fiindcă Dumnezeu ne cunoaște și Domnul Iisus Hristos ne știe și înaintea lui Dumnezeu totul este gol și descoperit. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să umblăm în adevăr și să trăim în lumină. Apoi, o altă lecție pe care trebuie să o învățăm este că dovezile învierii sunt puternice. Și arătarea Domnului Iisus Hristos pentru Toma întărește numărul dovezilor învierii Domnului Iisus. Au fost dovezi care au confirmat învierea, și anume mărturia îngerului făcută femeilor care au mers dise dimineața la mormânt, apoi declarațiile vrăjmașilor, soldații au mers și au anunțat că Hristos a înviat, evidențele de la mormânt, apoi mărturiile acelora care s-au întâlnit cu Domnul. Dar la toate aceste dovezi se adaugă și experiența trăită de Toma. Domnul Iisus și-a arătat mâinile și a cerut lui Toma să-și pună mâna în coasta lui pentru a confirma față de el noi dovezi că el a înviat și că cel viu este cel care a umblat în mijlocul lor timp de 3 ani și jumătate. Și a arătat mâinile și coasta sa străpunsă ucenicilor. Și iată că Domnul mai face lucrul acesta încă o dată și pentru Toma, confirmând faptul că el a înviat din morți, e viu, a biruit moartea și e viu în vecii vecilor. De aceea, putem spune că ucenicii au avut dreptate când au mărturisit și au declarat, așa cum redă Evanghelistul Ioan în 1 Ioan, capitolul 1, începând cu versetul 1, ce era de la început, ce am auzit și ce am văzut cu ochii noștri, ce am primit și am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viața care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. De aceea, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Mărturisirile apostolilor despre învierea Domnului Iisus n-au fost basme sau istorisiri închipuite, ci au fost o relatare a adevărului, bazată pe mărturii și dovezi clare că Iisus Hristos a înviat. Eu mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să credem mărturisirea pe care ei au făcut-o. Ei ne spun adevărul după ce au văzut, după ce au auzit, după ce au pipăit cu mâinile lor și au experimentat în mod particular sau în colectiv întâlnirea cu Domnul Iisus. De aceea, întâlnirea cu Toma a Domnului Iisus Hristos ne descoperă noi dovezi care să ne ajutem să credem că El a înviat și e viu în vecii vecilor. Dar aș vrea să mai învățăm o lecție. Timpul deja s-a scurs foarte repede. Și aș vrea să învățăm că întâlnirea cu Toma a Fiului lui Dumnezeu a adus schimbări profunde. După întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, Toma n-a mai fost la fel. A rămas în istorie duminica aceasta ca fiind duminica lui Toma, dar nu a lui Toma cel necredincios, ci am putea să spunem că e duminica lui Toma care a trăit o mare schimbare. De la îndoială și necredință, Toma a ajuns să facă cea mai frumoasă declarație de credință, mărturisind după ce Domnul i s-a arătat: Domnul meu și Dumnezeul meu. Prin această declarație, el arată că Domnul Iisus este Domn, este Stăpân, este Împărat. Și a confirmat prin această mărturisire că el e viu și a biruit moartea, fiindcă el are ultimul cuvânt, e Domnul și e Stăpânul. Dar în același timp a confirmat că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu.
este cel ce are toată puterea în cer și pe pământ. Iată care e mărturisirea credinței. Cei credincioși privesc la Fiul lui Dumnezeu și îl văd fiind Domnul. Privesc la Fiul lui Dumnezeu cel înviat din morți și cred că El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat și putem să spunem binecuvântat să-i fie numele. Dar în același timp, Toma a trecut nu numai de la îndoială și necredință, la o profundă stare de credință și de mărturisire a adevărului despre Domnul Iisus Hristos. Din acea zi, Toma a continuat să-i slujească lui Dumnezeu. El a fost printre ucenici, a fost ales apostol, a avut acest moment în care a apărut îndoiala în inima lui, dar după întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, Toma l-a slujit pe Fiul lui Dumnezeu și s-a numărat printre apostoli, a fost în camera de sus și după ce a fost înzestrat cu Duhul Sfânt, Toma, așa cum spune tradiția, l-a slujit pe Dumnezeu în India și India a primit cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă un om îndoielnic, necredincios, s-a întâlnit cu Domnul și a avut parte de o schimbare a vieții, a crezut în Fiul lui Dumnezeu și credința lui l-a motivat la slujire. Și a continuat să slujească în India până în anul 72, când rămânând credincios lui Dumnezeu, a trebuit să plătească prețul că-l urma pe Domnul Iisus Hristos fiind martirisat. Și iată cum un om e gata să urmeze pe Domnul și să o facă cu credință până la moarte. Dar eu sunt sigur că Toma a avut parte și de binecuvântările care sunt rânduite de Dumnezeu pentru cei credincioși. Apostolul Ioan spune la încheierea acestui pasaj, după întâlnirea Domnului Iisus cu Toma, aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți și crezând în Fiul lui Dumnezeu să aveți viața veșnică. Ce binecuvântări primește omul credincios! El este cel care ajunge să-L cunoască pe Domnul Iisus ca Domn și Dumnezeu. Este acela care e gata să-i slujească lui Dumnezeu în orice loc și în orice vreme și e pregătit să aibă parte de răsplata credinței, care este viața veșnică împreună cu Domnul. De aceea, în ziua aceasta, aș vrea să spun, e prea puțin doar să ne amintim de ceea ce s-a întâmplat la întâlnirea Domnului Iisus Hristos cu Toma. Trebuie să învățăm 5 lecții. Cea din tâi este cauzată și evidențiată de faptul că alunecarea spre necredință, spre îndoială, este foarte rapidă. Cei ce au pornit pe acest topogan, alunecând spre necredință, se opresc foarte greu. Dar cu toate acestea, dragostea lui Dumnezeu este așa de mare și în planul său Dumnezeu îi cuprinde și pe cei îndoielnici și cei care caută mărturii pentru credința lor în mod sincer au parte de întâlnirea cu Domnul. Trebuie să fim atenți că Dumnezeu ne cunoaște starea inimii și ne cunoaște vorbele pe care să le spunem. Și ar trebui să ne rugăm ca Dumnezeu să pună strajă gurii noastre și apoi să ne dea o vorbire cu har, dreasă, cu sare. Apoi să ne întărim în credință pentru că arătarea Domnului Iisus Hristos pentru Toma întărește dovezile și mărturiile despre învierea Fiului lui Dumnezeu. Și apoi, mai mult decât atât, să avem parte de minunea pe care o face Dumnezeu la întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Cei care ajung să creadă au parte de o transformare totală. Apostolul Pavel spunea, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus și iată că toate lucrurile s-au făcut noi. De aceea, din această zi, am vrea și noi să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Dumnezeu.
întăriți în credință, să-L putem sluji cu credincioșie în orice loc, în orice vreme și până la moarte. Și apoi, fiindcă răsplata credinței este mare, să așteptăm cu încredere și cu siguranță că cei ce cred au parte de viața veșnică împreună cu Domnul. Din toată inima vă doresc o sărbătoare binecuvântată împreună cu Domnul. Și mă rog ca Dumnezeu să ne întărească în credință, să fim ucenici care îl urmează pe Domnul cu devotament, cu predare deplină până la sfârșitul vieții. Domnul să vă binecuvinteze pe voi și să binecuvinteze casele voastre, Dumnezeu să-i binecuvinteze pe cei din familiile voastre acolo unde sunt, Dumnezeu să ne păzească în continuare de pericolele pe care le trăim în această zi, în aceste zile și să ne ajute să avem parte de biruință deplină în numele Lui. Fiți binecuvântați de Domnul!